v-am găsit! Sunt Valentina Moisei și vă prezint știrile publica.md. Nu vă uitați umbrelele acasă! Astăzi intră în vigoare un cod galben de ploi puternice, valabil până mâine. Cerul va fi înnorat în toată țara, iar precipitațiile vor fi însoțite de vânt puternic și descărcări electrice. Termometrele vor indica ziua până la 14 grade Celsius, iar noaptea temperaturile vor coborî până la 5 grade. 5 mașini de lux care aparțin fostului premier Vlad Filat au fost sechestrate de procurori. Informația a fost confirmată de Centrul Național Anticorupție, iar procurorul Adriana Bețișor a declarat că a fost inițiată procedura de punere sub sechestru și a altor bunuri care aparține liderului PLDM. Peste 20 de companii din țară oferă sute de locuri de muncă la Forumul European al Angajatorilor, eveniment care se desfășoară astăzi în premieră la Chișinău. Tinerii profesioniști, studenții și elevii școlilor profesionale sunt așteptați să-și depună CV-ul. Emoții și lacrimi la premiera filmului Milica, care a avut loc ieri la cinematograful Gaudeamus din capitală. Evenimentul a coincis cu ziua de naștere a regizorului Valeriu Jereghi, care a împlinit 67 de ani. Pelicula a adunat peste 400 de spectatori, inclusiv oaspeți din Franța, Polonia, Statele Unite și Ucraina. Oamenii au rămas impresionați de prestația actorilor și nu și-au putut stăpâni lacrimile. Germania face apel la statele din Golf să se implice mai mult pentru a ajuta sutele de mii de persoane care fug de războaiele și violențele din Orientul Mijlociu. Îndemnul vine din partea ministrului german de externe, care se află într-o vizită oficială în Arabia Saudită. Țările bogate din Golf au fost criticate pentru reticența de a găzdui refugiați sirieni. Ceasul Big Ben din Londra necesită reparații estimate la 52 de milioane de euro. Mecanismul, care cântărește 5 tone, este pe punctul de a ceda. Ca urmare, ceasul ar putea fi oprit pe un termen de 3 ani. Planul de restaurare include instalarea unui ascensor în turn și modernizarea acestuia pentru a corespunde criteriilor de siguranță. Nu este prima dată când Big Ben iese din funcțiune. Ultima dată, ceasul a fost oprit în anul 2007. Dacă ați fost martorul unei situații interesante ce poate deveni o știre, așteptăm imaginile în secțiunea Știrea ta de pe publica.md. Mai multe informații și materiale video găsiți pe publica.md, iar noi ne revedem mâine dimineață!